Sorine, mâncați-aș gura, că e momentul meu în viață și vreau să prezint frumos. Ce te-a pierdut mai tare? Ea este Carmen Kindrich, tarafu rutinilor condus de Livius Lauruc. Vreau să fac o prezentare profesionistă, poate mai la viitoarea nuntă, cine știe când se ține, 2023. Mulțumesc, Sorin! Carmen vine lângă noi să îi mulțumim în primul rând pentru că ne-a ținut de urât în pandemie. Bună dimineața! Bună dimineața! Faină ești! Mulțumesc! Să spun un secret din echipa noastră. Da. Imediat după ce ai început să apar pe TikTok cu... buzele tale, dulci ca miere. Așa, ochii tăi, da. Am vorbit cu colegii mei și am zis să o facem pe Carmen și a zis, ce vorbești, mă? Asta nu vine. Asta nu vine până aici, că stă și departe și are atâta de lucru, că nu vine ea la București. Da. E adevărat că ești foarte căutată, mai ales în nordul țării? Da, mai ales acum în pandemie, aș putea să spun. Acum. Că, sincer, dacă vreți să vă zic, acum în pandemie a fost o perioadă foarte tare pentru noi, că am avut foarte multă inspirație și am compus foarte multe piese. Și de aici și ziua în care tu m-ai salutat și piesa asta. Și să-ți mai zic o chestie, ceva ce tu nu știi, nu știai, să vezi fază. Stăteam la studio și am zis, bă, ce inspirație, eu, ce să mai cânți, ce să mai faci, ce să mai compui, și pandemia și tot. Și, hați, văd o revistă. Ok. Cine crezi că era pe copertă? Cine era? Dani. Nu, nu cred. Jur. Nu cred. Iau revista și ce fac? Decupez frumos, elegant, mai ceva ca în Photoshop, adică exact, te pun pe perete, fain. Deci ai fost muza mea pentru această melodie. La piesa asta? Ne-am făcut eu TikTok fără să știu. Și chiar am vrut să zicem acolo în loc de, ma, ce omen, am vrut să zicem Dani, Dani. Dar după aia am zis că, bă, poate să supără omul sau ceva și... Stați puțin, nu simțiți că aici se scrie istorie, deci practic, Oana, nu simt că simți. Sunt dată pe spate, m-a impresionat foarte tare. Deci tu ai înțeles povestea? Dacă aș fi în locul tău, aș fi foarte flatată. Cu câteva luni înainte s-a scris melodia. Da. Că aveați voie la mare pe atunci. Da. Era vară. Era chiar când vară. Se întâmpla. Bun, hai să mergem înapoi. Cum te-ai trezit prima oară pe TikTok cu ziua în care tu m-ai sărutat? Îți aduce aminte? Când ai văzut prima oară? Că trebuie să fi fost momentul ăla. A fost foarte tare că... A început așa cumva mai multă lume, influenceri, știi, niște oameni mai importanți, au început buzele tale, fredonau toți, am făcut vizualizări în câteva zile, am văzut că se duce cumva pe YouTube. Spre ceva, pe YouTube, da. Și a pornit cumva foarte tare și ne-am bucurat, îți dai seama, fiind și pandemie și tot, am zis că hai, măcar am făcut ceva bun. Ok. Știi? Și ne bucurăm. Deci ai văzut mulțumim. Și noi îți mulțumim că e foarte... Și e o piesă foarte greu de cântat, e adevărat? Adică, pe mine mă zgârie pe urechi de câte ori încearcă cineva să o cânte, dacă nu e vreun profesionist sau Florin al nostru care cântă sus. Eu așa nu-mi dau seama că eu... Mie-mi place oricine cântă piesa asta, deci cântați-o cu încredere, liniștiți. Ok. Cât mai mulți. Ok. Și deci piesa mea ce-o mai zi o dată, hai să o luăm, se făcea că erai deci la studio. Mie-mi place povestea, pubere. Lasă, ce, Anchi din mai vine și săptămâna viitoare, lasă. Deci, erai la studio. Da. Și nu aveai inspirație. Da, și am zis, stau, ce, nu, hai să compunem ceva. Ce să mai compunem, că acum deja s-o cânta despre iubire, despre bani, despre ce mai poți să cânti, okay. Despre viață, despre sănătate. Și ai găsit o revistă. Și am zis, bă, fii atent fază, revista. Da. Mă uit frumos. Nu știu, era Men's Health, ceva de genul, nu știu. Da, pe care am... Pe copertă. Mai pe larg, te rog. Da. Ce număr să fi fost? Nu știu ce ediție acum exact, să zic exact, dar vreo 148. Așa, o marjă. Mulțumesc pentru poveste, n-am știut. Dacă m-am aflat, o să nu crezi că noi plănuim lucruri la...